Soarele a scăpătat de mult. De sub vârful Lucina coboară caii tineri spre grajd. Vin singuri, nu-i conduc bărbați în blugi și cu lasouri ca în filmele americane. Sunt copiii sprinteni ai Lucinei, cea mai mare herghelie din țară și locul unde găsim singura rasă cabalină autohtonă, Huțulul. Suntem în Bucovina, aproape de granița cu Ucraina, în patria Huțulilor. Oameni și cai împart același nume. Îngrijitorii de la Lucina se numesc la fel ca și caii, Huțuli, o etnie misterioasă despre care cercetătorii nu știu să spună cu exactitate cine sunt sau de unde au venit în Bucovina. Nu sunt nici polonezi, nici ucrainieni, nici ruteni și câte un pic din toate aceste națiuni. Vorbesc un grai al lor. Bimo, zadnu? Ce am făcut? Zadnu, bimo. Tu. Bimo, tu. Da? Paranu, paranu. Paranu? Tremaștie? De multe ori cu animal lucrez mai bine ca cu omul. Când vin la ture, când am intrat în grajd, toți ne chează. Deja m-au cunoscut de atâția mari de ani. Da. Ei, vorbesc frumos cu dânsul, mângâi. Nu departe de grajdul unde sunt ținuți caii tineri, își are terla Sorin Harasemciuc, la rândul lui Huțul sau Huțan, așa cum își mai spun oamenii locului. Ziua are în grijă caii hergheliei, seara se îngrijește de vacile lui. Avem 5 vaci, într-o zi 40 de litri de lapte, 35-40, cam așa e mie pe zi. Dacă e mai cald, dea mai puțin, dacă e mai așa cum astăzi, e mai mult. Prima dată am lucrat la arareul la lapte, 8 ani de zile și a 13 ani la Hergheria Lucina. La Hergherie, îngrijitor cabalin, merg în vara cu cai la păscut, iarna la adăpost. Și ce trebuie pentru un cal? Furajat, adăpat, persalat. Din laptele acesta proaspăt și gras adus din munte acasă în satul Moldova Sulița se va face smântâna cea dulce, grusciorul, chișleagul acrișor, untul cel gras, jintuitul, cașul și urda. Și câte alte bucate huțănești s-o pricepe Rodica, soția lui Sorin. Astăzi vom pregăti mamăligă de cartofi huțănească și gălbiori cu hrip și smântână, mărar și ceapă verde de grădină de la noi, tătis. Naturale. Din gospodărie. Din gospodărie. Și din pădurile și acestea din pădurile bogate. Apropiate, da. Ne apucăm de treabă și între timp îmi povestești și cu mămăliga asta de cartofi, că puțină lume cred că mămăliga știe. Mămăliga de cartofi, da. Se spune că din vremuri străbune au fost foarte puțin mălai pe timpul foametei și ca să lungească mălai să ajungă până în primăvară, s-au făcut recoltă mai bogată de cartofi. Uh-huh. Și ca să lungească, au pus cartoful combinat cu mălaiul și așa am ajuns la mămăligă de cartofi. În ce fel mai conservați ciupercile? Le punem la congelator sau le putem pune cu sare, le punem marinate. La borcan. La borcan, cu ceapă, cu ardei și... Ca o salată de ca toamnă. Ca o salată de toamnă. Au o aromă foarte... un miros foarte delicat. Da. Gălbiorii. Vom adăuga și... Aici sunt cartofii pentru mămăligă. Mămăligă, vom adăuga sare.
Dacă mămăliga pe care o cunoaștem cu toții din făină de porumb și atât, da, e gata un doi. Durează o leacă. La mămăliga de cartofi avem un pic mai mult un de așteptat. Un pic mai mult de așteptat, da. Durează cam o oră, oră și... Cât cartofii și gălbiorii fierb la foc iute, Rodica mi-arată cum se face mălaiul cu urdă, un desert tradițional cu făină de porumb, brânză și smântână grasă și dulce. Groșcior se folosește, este și smântână groasă, smântână ținută la fermentat. Asta e, în schimb, folosim la desert, e groșciorul, prima mână luată de pe lapte și e dulce la gust, nu e acrișoară. Deci grușciorul e smântână, smântână cea mai proaspătă. Cea mai proaspătă. E luată de azi dimineață, de pe laptele nostru. Avem 5 vaci. La ce folosim? Vom folosi la mălai. Facem un desert dulce, iarăși cu mălai și smântână, urdă, ou, zahăr, făină albă, bicarbonat și sare. Și jântuitul. De care n-am auzit? Jântuitul ce-a provenit de la untul. Spuma care nu, se am scos după ce... Rămâne un fel de zăr, cum s-ar zice. După ce se bate untul. Da. Și rămâne zărul ăla și îl folosim la mălai. Adăugăm jântuit, da? Desert. Da, balmuș desert, așa e. Gata deja? Da. Chiar am spus că e o rețetă foarte simplă și ușoară. Așa, și vom adăuga bucățele de urdă. Facem o leacă de mușchi. Acasă vorbiți și în graihuțul? Sau... Da. Da? Vorbim și în huțul, mai ales cu părinții. Noi mai tineri, mai românizat un pic, cum s-ar zice. Dar cu părinții mai mult în limba huțulă. Cum se spune în limba huțulă, mămăliga e aproape gata. Culeașa blesco gata.
că avem și vin și v-ați îmbrăcat și în straie de sărbătoare, tabloul e complet și e foarte frumos. Tare bine vă stă așa. Mulțumim frumos. Am văzut că faceți cruce pe toate bucatele. Așa, fiind suntem creștini și așa se cade. Huțulii au o legătură specială cu Dumnezeu. Da. După cum se vede, și Dumnezeu ne apără. Aș vrea să mai aud odată în grai huțul numele acestor preparate pe care le avem da. Pe masă. Începem cu mămăliga de cartofi. Așa. Pe, în huțănește se zice coleașa barabolina. Acolo avem lapte acru, lapte prins, care se numește huslinca. Gălbiorii cu smântână. Lesețe smetanu. Avem dulcele mălaiu, care se numește tot mălai, după cât știu eu, zvurtul cu de la urdă, că se combină graiul huțănesc cu cel românesc. Cel românesc, da. Sarmalele în foi de sfeclă și cu urdă, holupții sfeclă în zvurdu și gogoșile, pampuștele, pampuhie. Dacă vi se pare masa prea bogată, asta nu e nimic. Să vedeți cum arată masa huțulilor de sărbători. Câte feluri de mâncare faceți? În ajunul Crăciunului, la noi e tradiția de a pune 12 feluri de mâncare de post. Neapărat 12? Neapărat 12. La astea facem și sarmale de post, colivă, prune uscate, fierte compot, orez cu măr, cu scorțișoară, că fiind că e Crăciunul, scorțișoara e la putere. Uh-huh. Ripi uscați, dacă tot vorbim de gălbiori, gălbiori marinați, bob cu mușdei, să mă mai gândesc. Sunt multe, multe feluri de multe mâncare feluri. De care în afară n-am, de n-am auzit. Iar a doua zi de Crăciun e masa festivă, cu fripturi, cu chișcă, tăiem porcul, cu sarmale, cu cozonac, prăjituri. Și la fel, 12 feluri de mâncare? Sau nu, în a doua zi, nu mai contează, numai în seara de ajun. Mulțumesc tare mult că m-ați primit. Mulțumesc că m-ați așezat la masă și să fiți sănătoși și să aveți putere de muncă. Mulțumim frumos! A doua zi ne întoarcem în Herghelie. Din cătunul Moldova-Sulița urcăm pe drumul ce duce la Herghelie de-a lungul cheilor Lucavei. Huțulii sunt cai de samar, dar sunt buni și pentru călărie. Pot fi folosiți în turismul ecvestru, deși, la fel ca oamenii, pot fi și îndărătnici. Îmi arată cum se strunește o iapă huțulă Mihaela Sarafescu. Este șefa Hergheliei. Vă aflați pe pășunea iepelor mame, Cațcău, Herghelia Lucina, și vedeți un grup de iepe mame din cele două pe care le avem noi aici. Un grup de 60 de iepe mame și cu mânjii de anul acesta. Este un cal foarte rezistent, este calul de munte, un cal mic, robust, cu o greutate corporală undeva la 400 de kilograme. Este un cal de port samar, calul de povară al armatei. Port samar înseamnă că duce greutăți pe spinare, greutatea medie este undeva la 120 de kilograme. Și este un cal foarte rezistent atât la condițiile de mediu cât și la condițiile de hrană avute aici la Herghelia Lucina. O ia huțul, taite huțul, o pasă-mă huțule, taza raimona trâmpita pe nasul oreciule. Am venit aici la 24 de ani ca inginer zootehnic și după 2 ani am fost șef de herghelie. Și de atunci sunt aici. Suntem 50 de persoane, doar 4 femei. Ajuns aici, m-am căsătorit cu un huțan și acum am 2 copii, jumătate huțani.
Cum ai defini această etnie? Precum calul. Încăpățânați și docili și buni. Turismul ecvestru este una dintre activitățile secundare desfășurate în Herghelie. Cu atelajul tras de superbii cai de Bucovina sau călare, poți vedea în tihnă munții aceștia, nu foarte înalți, dar sălbatici, la poalele cărora și-au făcut casele huțulii. Cu smântână, parfumată cu cele mai nobile ciuperci din munții Bucovinei. Ciorba de hrib e nelipsită de pe masa huțanilor. La noi sunt oameni foarte prietenoși și foarte primitori. Oricine ar veni în casă, îi primim ca și cum ar fi de-a noștri. Și ne face mare plăcere să vină cineva la noi, pentru că stând în zonă de munte, e o bucurie când ne trece pragul cineva. Iar cel mai des se folosește la noi cuvântul Boja Pomohai. În orice. Când ne întâlnim pe stradă sau dacă muncim la fân sau dacă ne despărțim, în loc de la revedere, noi folosim foarte des cuvântul acesta, Boja Pomohai, care înseamnă Doamne ajută. Cel mai frumos e de Crăciun, pentru că se întâlnește toată familia, se pregătește în seara de Crăciun 12 feluri de mâncare, toate de post. În ziua respectivă, până și copiii postesc. Și când eram mici, răbdam și așteptam să apună soarele, să mâncăm din cele 12 bucate. Dar în prima fază se pune pentru animale, din fiecare fel de mâncare, pentru că natura și animalele pentru noi sunt foarte importante. Porubal țibuliu, clademo tut, am tăiat ceapa și o punem la fiert, apoi ardeii. Și mai așteptăm să dea câteva clocote, după aceea adăugăm celelalte. Faceți o ciorbă de hrib extraordinară, dar dulcețurile sunt specialitatea dumneavoastră, de fapt. Da, da, am început din 2005. La început un pic timid, făceam câte puțin, ne-a ajutat o fundație, ne-a propus să ne facă laboratorul, iar noi timp de 2 ani de zile doar să producem și să vindem. Încerc să fac din fiecare fruct și ce este în zona noastră de munte. Iar ce nu am, mergem la fălticeni, culegem nuci, cireșea mare, vișine.
Ajung dulcețurile dumneavoastră și în afara granițelor? Da, la românii care locuiesc și muncesc în afara țării, în Anglia, în Spania, în Italia. Am pagină pe Facebook și le comandă de acolo. Da.